Unde mergi cu asta? La vânătoare de maimute. Cât de frumos este totul aici. Doamne, de ce e ca un zeu pe cuvântul meu. Hai să luăm unde să o testăm aici, în bazin. We can go ahead in the living room. Păi, dar ce e cu nebuneala asta cu Juicy Couture? Câte portofele, wow! Asta e mai drăguț modelul, dar e mai drăguț că e mai mică. Ce micro gentuțe. Micro. Oh my god. So cute. Just look at this. Și așa te atrenezi înainte de cumpărături. Împreună Dawson Mills. Unul dintre mall-urile mele preferate, dacă nu chiar singurul meu mall preferat, în care de altfel se regăsesc foarte multe magazine, printre care bineînțeles și Winners și Marshall, dar astăzi vreau să mergem în Coach, să vedem care sunt promoțiile zilei, pentru că am primit ceva e-mail-uri și se pare că astăzi vom profita de niște extra reduceri. 20%, 15%, orice extra reducere este binevenită. Așa că haideți cu mine să vedem ce găsim! Pentru prima dată vom intra pe aici. Este magazinul de pescuit și să știți că e prima dată când văd aceste bărcuțe, pentru că până acum nu am intrat în zona aceasta. Am intrat în magazin, dar nu am ieșit din magazin, deoarece acest mall este extraordinar de mare și are foarte, foarte multe intrări și ieșiri. Hai să vă arăt un pic și acest magazin, care sunt convinsă că este preferatul tatălui meu, mai ales că e plin cu articole de pescuit. Ia uitați-vă cât de drăguță este intrarea, așa pe tradițional. Ok, mi s-au închis ușile, iar acum avem aici un buton și ușile ni s-au deschis. Dar uitați-vă la imensitatea asta de magazin, care are și articole de vânătoare. Asta încercam să o punem un pic în spate, dar n-am auzit și nici nu l-am mai întrebat ulterior. Deci uitați-vă cât de frumos este totul aici. Doamne, deci e ca un muzeu pe cuvântul meu. Vă imaginați că eu nici cu privirea nu pot să cuprind imensitatea asta și nu pot să mă uit în detaliu la fiecare element în parte. Nu pot închipui ce vedeți voi, pentru că sunt atât de multe elemente încât e foarte, foarte greu să vi le arăt pe toate. Uite, ai filmat și mineul la uriaș de acolo. Deci e uriaș. E ceva absolut uriaș. Just look at this. Unbelievable. Ok, acum pe unde intrăm? Pe aici, nu? Hai să-i fac acum plăcerea tatălui meu și să ne plimbăm un pic pe aici prin magazin, să vedem ce găsim. Îmi amintesc și acum când eram copil că am fost cu tatăl meu la pescuit într-o barcă din aia de care efectiv s-a spart și era să ne scufundăm. Uitați-vă aici. Uitați-vă aici, bărci. Hai să mergem și prin fața lor. Un ATV-ul din ăsta chiar mi-aș dori să-mi achiziționez și eu. Dar n-ai voie să mergi cu el pe stradă. Da, uitați-vă, cât de frumos este. N-am înțeles firea mea. Zic, nu mai ai voie să mergi cu el pe stradă, decât dacă... Da, uitați-vă, parte din asta. Da, și mai decât 43.000. Asta cred că ar fi... De pescu. Un vis devenit realitate pentru tata. Da. Și pentru mine. Eu aș veni aici numai ca să-mi fac poze. Da, nu, astea sunt de pescuit. Sunt prea joasă dacă ai vrea să mergi cu el. Aș merge cu astfel de bărcuță și m-aș pune așa și m-aș face poze în costume de baie. Eu tot pe asta, zici că e... Ce asta? Zici că e sfragerie pe apă. Uite, domnul Castor. Sunt din blană naturală. Păi nu-s din blană naturală, sunt împăiați. Sărașe, urii!
De uite ce fel a făcut cu. Nu știu. Ce puternici. Asta e fazan. Da, și ce faci, că nici nu te vezi. Unii mergi cu asta? La vânătoare, de maimute! Ia uitați-vă cât de frumoasă ce e. Ce seama că nu vezi nimic pe asta, nu te bași pe. Ba da, vezi? A. Trebuie să ai ochii buni. Hai, bine. Hai grijă super. Când te dai jos. Hai să mergem să vizualizăm pe una aceste sufragerii, cum le-a numit soțul meu, pe apă. Wow! Wow! Nu e așa, uite. Mai pui și un televizor în față. Ia uite, și aici ai un lac, un lac așa frumos. Cât de frumos! Da. Peisajul afară și peisajul înăuntru. Delicios! Ia uite, și pasă ce-mi știu. Delicios! Oh, sorry! Sorry! You can go ahead in the living room. Ah. Thanks, buddy. Hai, e mai departe. Au, ne-au invadat sufrageria. Ia uite-o și pe asta. Bă, dar ce miștos. Și cât e asta? Ah, 121 de mii. Ce mișto e. Base price 136 de mii. Dar uite cât e de mare. Asta ai putea să faci, nu știu ce. Haideți să mai vedem ce mai. E că ar fi bun ideea pentru excursii astea. Ia stai puțin. Ia tot ce fel este și pe jos și pe... Na. Cred că mai degrabă e de lac asta. Nu știu dacă aș vedea-o pe Dunăre pe asta sau pe... Da? Na. Ia uite-o și pe astea ce mișto. Astea da. Hai să încheiem cu bărcile și să mergem la articole de pescuit, că deja ne iau ochii. Ia uite-o pe aia ce frumoasă este. Aia e perfectă. Roșu, da. Da, aia și de pescuit și de să mergi cu ea. Și nu-i scumpă. Doar 46 de mii. Mai dai vreo 5-7 mii pe trailer? Na. Cred cu tot cu taxi și cu trailer, cred că vreau și aici de mie asta. Sper. Da. Au ce motor are. Hai de. Hai să mergem, până nu începe filmul atunci. Ia, raiul undițelor! A, uite, astea sonare de pescuit. Cu astea scanezi apa și vezi dacă sunt pești, dacă sunt... Wow! Da. Uite, și nu scumpe. Da, uite, și la 200 de dolari. Da. Bine, și unde stai mic, uite, 174. Interesant. Să lei să vezi. Vezi, scanează înălțimea. Și după aia ți-ar scanează și dacă sunt pești și ce dimensiuni, ce... Da. Doamne, voi vedeți câte sunt? Vai, și ia uite aici. Chestii de-astea de pescari pe care nu le cunosc. Da. Dar astea sunt frumoase că sunt cu glitter și sunt albastre.
așa scumpe, astea sunt 160. Da, dar ai intrat pe astea, uite, lești tu pe alea ce frumos arată acolo și noi am intrat pe astea unii cele mai, doamne, nu știu. Da, și filmez aici. Ce mișto e. Iată și un crocodil. Și un pește. Un pește, asta se le-au notat. Și cum fac pescare. Poți să spui, am fost la pește. A, să faci poze, da. Și după aia așa, stai. Ia. Yeah. Stai așa. Mm-hmm. Ce tare. Da, sunt fel de fel, dar acum dacă nu știi despre ce e vorba, nu știi pe care să o alegi. Gata. Multe, multe modele. Hai să o întindem că... Noi am venit aici pentru genți și ne-am oprit la articole de pescuit și vânătoare. Da. Ce mulinet are asta. Și nu ar fi mare, dar nu cap în bagaj ăsta. Reducerile pescarilor. Da. La safe. La safe, da. Uite aici, astea sunt frumoase. Dar uite-le pe astea ce mari sunt. Mamă, dar la ce dai la alea, frate? Da, întrebarea e cum pleci cu ele de aici. Nu știu. Stai cu mâna pe geam, în avion. Ca la noi. Gata, hai să ieșim de aici. Ce? Hai să ieșim, uite câte de alea sunt împăiate și pe sus. Uite-te și tu, cica și ăștia. Și dacă mai vezi, zici că ei nu umblă în haine din plan naturală, dar animalele... Da, cu animalele împăiați, nu? Da. Mincinoși, plământuri. Mama cicași. Lor. Hai să luăm unde să o testăm aici, în bazin. Da, e bine. Wow. Cu târnăcopul ăla care-i plasă, cu ăla... Dar nu-i târnăcopul ăla. Mă rog. Mincioc. Cu ăla, tata mea a luat un papagal. Cu minciocul? A fost la pescuit și ți-a luat un papagal, a? Gata, hai să o întindem. Da. Gata, haide. Mi-a făcut un nou prieten. Ați văzut pe soțul meu că e gelos? M-a luat repede lângă urs. Da. Am ieșit din nebuneală și ne îndreptăm către gentuțe. Haideți cu mine. Haideți să intrăm în ghes să vedem ce au pe aici. Că se pare că am dat peste niște reduceri. Ok, n-am furat nimic. Oh, ia uitați-vă ce am găsit aici. Tricouașe la $10. Astea drăguțe pe roz, dar îmi place model. Da. La gentuțe, văzusem eu ceva pe site. Okay.
de dolari, dar să știți că e cam bun. I'm not satisfied. Da. E ziua în grămădeli. Da. $15 mai eu. Tot le mai are pastea verzi? Nu, le-a băgat la 50 acolo. Le-a băgat la 50, dar... Nu, adică e un fel de extra 50%. Dar uite, sunt satisfied, pentru că, uite, spre exemplu, cum ăștia sunt, au un preț deja, uh-huh. Și dacă scria la ei extra, era peste prețul ăsta, ăștia sunt $27 de mine. Mărimile astea, în general. Deci câți mărimi de bărbați și mari sunt. Ok. Mărimea 25 sau $25? Da, uite, ăștia azi 19. Și mărimea 26. Da, dar rozul ăsta a fost grav, așa. Ia uitați-vă prețuri aici. 29, 25, 35. Ia să vedem. Aici nu văd să fie reduse. Gentuța asta e superbă. Pe albastru. Pe albastru. Cam micuță totuși. Hmm. 50% reducere adițională aceste rucsăcele. La ce preț sunt? Că nu-mi dau seama. Ok? Nu-mi dau seama. Ia! Ah, nu mai sunt reduse încă o dată. Ia uitați-vă la gențile astea superbe. Chiar e drăguță tare asta. Sunt foarte multe lucrușoare drăguțe. Doar că, uite, spre exemplu, n-am găsit gentuța pe care eu am văzut-o online. Aș fi vrut să o văd și în realitate. Că uneori nu-mi dau seama de mărime. Pe site arată mai mare și în realitate e super mic. Uitați-vă puhoi de lume astăzi, sâmbătă. Pe ce dată suntem, maimuță? 2 august? 2 septembrie. Oh, 2 septembrie. Eu sunt cu câteva luni în urmă. O lună, de fapt. 2 septembrie. Zici că cine știe ce sărbătoare este, de ce e full. Astăzi trebuie să avem mare, mare grijă, că oamenii ăștia nu prea sunt atenți la noi și intră direct, intră în plin. Și nu vreau să facem accident. Le luăm asigurarea. Haideți. Hai să vedem dacă găsim ceva și să plecăm, că e prea mult. Am intrat în Michael Kors să vedem dacă găsim ceva frumos pe aici. La reducere, la clearance. Ia uitați-vă ce gentuță drăguță Michael Kors Vancouver, doar că este din material și mie nu prea-mi plac astea din material. Ia uitați-vă aici gentuțe. Micro gentuțe. Micro. Oh my god. So cute. Și uite și la micro price. 180. Nu se focusa. Just look at this price. Da, exact. Așa ziceam și eu. Silent. Uite pe asta ce frumos. Nu e drăguță asta? Da, dar parcă e prea mică.
Da, uite, am pus și umbrel la Michael Kors. Ai văzut umbrela aia de la Michael Kors? Sunt ăștia umbrela? Da. Ah, da. Look at this. Sunt frumoși. Sunt frumoși rău, doar că mi se pare mie sau sunt un pic măricei. Un pic. Not too much. Și ăștia sunt un pic măricei, dar nu se simt grei în picior. Cum de altfel sunt ei grei în momentul în care pui mâna pe ei. Da. Ia uitați-vă la ciupercuțele astea de aici, cât de tare le-ai văzut pisică. So cute. De la magazinul Ariția. Uitați-vă cât de mare este magazinul Michael Kors. Și pe cât de mare este, nu prea găsesc foarte multe lucruri în el. Hai la Kate Spade. Că văd aici pe fundal roz 20% reducere la tot. Tot ce este în magazin. Uite cât de frumoase sunt cercuțele astea. Da, chiar drăguțele. Și aici se va prima. Cred că ăsta e un model mai special, totuși, față de celălalt. Are și un bărbă. Ăsta se ține așa și cu curent așa. Ții care se face. Asta e mai drăguț modelul, dar e mai drăguț că e mai mică. Da. Look at this. Da, de tot și pe aia l-am pe geanta aia. Da, dar ăla, da. Chiar ok, pe. Asta e altceva. Deci asta e altceva. Aici e o buburuză. Interesant aia, da. E grea? Un pic lanț. Uite și astea cu inimioare care le căutai tu. Da, și acum au intrat la 70. Sorry. Și cu tine? Uite și ăștia are 70%. Ia ce drăguț e. Chiar arată bine. Looks nice. You want me to calculate that price? Yes, please. Okay. Which one? Deci aici, când dictori venim, trebuie să ne socotească prețul, că nici nu știi. E mereu o surpriză. Yes? Yes. $70 off. Yes. And then today extra 20 dollars. Ce drăguț este. Ai de la da. Ce, pisica are strocată? It's a nice bag. Yeah, but it's too small for my preferences. Haideți cu mine la coach. Să vedem ce găsim. Deja am pus mâna pe geantă. Da, e drăguț, dar nu-i wow. Da, nu știu, mi-a tras mie atenția, oare de ce? Stai cu cală. Da, da. La aceeași culoare. Aproximativ. Da. Mai sunt o grămadă de alte modele frumoase. Hai să-i dăm drumul la treabă și să căutăm cele mai frumoase genuții. Hai.
Hai să vă arăt și încălțările pe care le au aici la un super preț. Ceva papucii, sândăluțe, foarte frumoase toate. Mai sunt și gentuțele astea. Modelul ăsta a început să se poarte din nou, deși nu-mi place, nu-i stilul meu absolut deloc. Aici sunt multe, multe portofele. Ia să vedem. Astea sunt drăguțele. Și am mai văzut aici modelul ăsta așa. Ia uitați-vă ce gentuțe frumoase! Superbe! Ia uitați-le pe astea. Încălțările sunt 135 și gentuțele astea sunt 250. Ce frumoasă e și asta! But it's so small! Cute! Am terminat cu Coach și acum mergem către zona de mâncare, iar mai apoi vom continua să explorăm magazinele pentru că vreau neapărat să intru și în Winners și în Marshall, dacă tot sunt aici. Acum să vedem dacă prindem ceva mâncare, nu? Am ajuns în zona de mâncare. Aici găsești tot ce vrei și ce nu vrei. Mai e și pe partea cealaltă. E și KFC-ul, dar nu vreau să mă duc acolo. E și New York Fries și California Thai, o grămadă. Am mâncat puțin și am plecat de una singură către Winners, dar sunt convinsă, la cum mă cunosc, că o să mă mai opresc prin anumite locuri. Sau cel puțin îmi arunc așa privirea, că uite, acum trec pe lângă Calvin. Și doar așa mi arunc privirea să văd dacă mai găsesc ceva. În fața mea este și Polo Ralph Lauren. Doar că e super mare aglomerație și mi-este foarte teamă să mă mai filmez. Așa cum m-am filmat acum 2 secunde, singură. Așa că rămâne să vedeți și voi vitrinele așa cum le văd eu. Să nu cumva să mă lovesc de unul și de altul. Ideea e că pe aici oamenii nu prea sunt atenți la cei din jurul lor și atunci când filmezi ceva, te trezești că efectiv intră cineva în tine. Sau, și mai bine, îți intră direct în cameră să-ți strice videoclipul. Cred că asta e o plăcere a locuitorilor de aici. Clar, nu sunt canadieni, sunt toate națiile. Și probabil că la ei în țară este normal așa ceva, dar pentru mine și pentru soțul meu nu e normal să ne strice toate clipurile și să mai ne trezim că facem și accident pe aici. Dar na, ne obișnim. Hai să intrăm în Marshall să vedem ce găsim. În perioada asta nu prea sunt reduceri și de aceea nu prea mă lasă sufletul așa să mă uit prin prejur pentru că n-am să găsesc mai nimic la preț redus. La gentuțe aici vreau să mă uit să văd ce au. Uitați-vă! Cât de cute e asta, am găsit-o și pe roz la celălalt Marshall din Langley, dar aceasta are o zgrietură, văd. Gentuța asta e superbă. $50, nu e niciun brand, dar îmi place mie foarte mult modelul. Look at this! Look at this! Portofel de la Juicy și mare și mic. Ia, ce preț! 20. Nu cred! Cât de cute! Ah, și ia să văd, portofelul ăsta de la Steve Madden se potrivește cu gentuța mea? Nu. Este o altă culoare. Păi, dar ce e cu nebuneala asta cu Juicy Couture? Câte portofele, wow! E prima dată când văd atât de multe portofele de la Juicy. Wow! Hai să ne uităm și la machiaje și la ceva produse de skincare, pentru că aici am găsit ceva produse de skincare foarte bune. Ah, și articole de Halloween. O să ne uităm și pe la ele, ok? Cum vă spuneam, am găsit aici niște produse de skincare care mă ajută foarte mult în tratarea acneii. Un produs minune, aș putea să zic. Incredibil, am găsit benefit aici la Winners. Rare ori se întâmplă asta. Ok, aici nu pare avea sau de la acest brand este acid glicolic. Ok. Eu știu exact cum arată. Deci nu e acela. Pe aici ar trebui să fie, dar din nou nu-l văd nicăieri.
Mai am încă unul la casă, ca atunci când am cumpărat și mi-am seama cât de bun este, am mai fost odată la Winners și mi-am mai cumpărat două. Dar aș vrea să mai iau unul. De la brandul ăsta. Ia uitați-vă cât de cute! Parfumelul lui Nicki Minaj. Oh! Nu e scump. Adică de ce să le cumperi pe astea cu aceiași bani când poți să îl cumperi pe unul mare și cu, și cu un parfumel de corp? Ia uitați-vă câte balsamuri de buze cu toate culorile. Wow! Oreo. Cât de tare. Asta e super. Skittles. Seven Up. Wow. Hai să vă arăt și articolele de Halloween. L-avem pe domnul Schelete aici, super drăguț. Aici nu e cine știe ce, doar câțiva dovlecei. Pufo, și voi cât de cute. Oh my god. A, ia uite, iar l-avem pe domnul cap de bostan. Vai, și un craniu superb, superb, cu floricele. Ceva articole de bucătărie, mă rog, ștergare din astea de Halloween. Și cam atât. Cam atât. Hai cu mine la Winner, să vedem ce găsim. Aici la Marshall nu am stat prea mult, n-am pierdut vremea, pentru că oricum n-am de gând să cumpăr nimic. Și nici nu mi-a făcut nimic așa cu ochiul, în afară de balsamurile acelea de buze, însă, în afară de faptul că sunt drăguțe și sunt gustoase, oricum n-ar trebui să le mănânci, cam atât în legătură cu ele. Deci n-are rost să cheltuiesc bănuții pe acele balsamuri de pomană. Ia uitați-vă la spațiul acesta de joacă, superb amenajat pentru copilași. Iar acum mergem către Winners. Iar aici, în dreapta, alte locuri de joacă, tot pentru copii. Oh, abia mă abțin să nu mă opresc, să mă joc și eu pe acolo. Uite-l! L-am prins! Hai să vedem! Hai să vedem ce găsim în Winners! Prima oprire, clar, gentuțele. Să vedem ce gentuțe au. Uite cu are pasta mea pe mov. Dar mea e mai frumoasă, corect? Ia! Corect? Ce ziceți? Vai, ce frumoasă e asta, portocalie. Bineînțeles că eu mă uit mai la scumpeturi. Dar ce brand e de 70? Că de regulă astea nu sunt așa scumpe. Stați așa să mă uit. Probabil doar modelul, datorită modelului sau din cauza acestuia, este scumpicică gentuța. Uite și de la Nanette Lepror. Ia să vedem. Și ceva reduceri la gentuțe. Uite și o gentuță de la Juicy. Am găsit una și mai drăguță decât asta, dar e prea mică. Și nici modelul ăsta nu face ochi. Ia să vedem la produse de skincare dacă avem noroc să găsim ceva de la Essano. Nu. Ce e asta aici? Ah, bombițe de baie, Frankenstein eyeball. Ah, sunt ochi. Wow, cât de tare. Și gel de duș, gel de lăbuțe și toate așa. Toate tipurile cu decorațiuni de Halloween. Gel de lăbuțe am zis, Doamne. La machiaj am văzut ceva de la MAC, ceva de la Charlotte Tilbury, dar nu mare lucru. Ia, nu cred. Doar că e un X. Adică e uriaș. Și la pijamale, bineînțeles că eu încep întotdeauna cu mărimile mari, nu știu de ce. Iar mai apoi mă duc către cele mici. Nu pare să aibă nimic de la Juicy. Aparent. Hai să vedem dacă au ceva de Halloween. Bau! Ia uitați-vă la ghetele astea. Sunt de la un brand. Nu sunt de la brandul ăla? De la Martens? Nu.
Sunt de la un alt brand. Am crezut că sunt de la Martens. E un brand din ăsta în care sunt confortabil, dar la început trebuie să-i porți până când îți mor picioarele. Dar nu, ăștia sunt de la alt brand. Ia uitați-vă câte costumașe de Halloween au de copii, incredibil. Incredibil. Wow, dragon, polițist. Skunks. Doamne, și cât de tare. Wow. Superb, prințesă, căpșunică, dovlecel. Wow. Ia să vedem și în zona de Halloween ce găsim. Vreau să mă uit la păturici. La păturici. Ups. Asta e cu vrăjitoare, pe mov așa. Drăguță. Păturica virală n-am văzut-o nicăieri. Și la fel ca și în Marshall, nu sunt foarte multe accesorii de Halloween. Cât de mare e Winners-ul ăsta și cât de mare a fost și Marshall și n-am găsit nimic. Nimic pe gustul meu. Ultima oprire pe ziua de astăzi în acest magazin multibrand. Nu știu dacă am cumpărat ceva vreodată de aici. Ba da, am cumpărat. Am cumpărat o singură dată. Din imensitatea asta de magazin am cumpărat o singură dată ceva. Hai să vedem dacă găsim ceva interesant. Oricum, intrăm repede și ieșim repede. Ia uite, au și aici Kate Spade. Ia, la ce preț? 279. Ok, cam mult. Au și ceva gentuțe de la Coach. Ok, ce preț? Nu, prețul lor e altul. Ok, nu mai stau acum să-l caut. Interesant, faptul că au și de la Coach și de la, uite, de la Loren, Ralph Lauren. E foarte mare. Asta e frumos. Asta de aici. Hai să ne mai uităm un pic pe aici, să vedem dacă găsim ceva și dacă nu, asta este, să ieșim. Interesante încălțările astea. Foarte interesante. Și ei au ceva reduceri. 20% extra. Uite și ceva de la Carl, ia să vedem. 44. Drăguț. Ia uitați-vă, pentru persoanele care au o mărime foarte mare la încălțări. Oh my god, it's huge. Și mai e unul acolo expus. Wow. It's so huge. Noile modele de Crocs. Wow, dar par super confortabili. Așa par, așa. Pe cât de cute. Sunt chiar drăguț rău. Just look at this. Așa te atrenezi înainte de cumpărături. Dragii mei, atât pe ziua de astăzi. Toate ciudățeniile mi s-au întâmplat. Toate ciudățeniile au fost direct în calea noastră și pe toate am încercat să vi le arăt întru totul. Acum urmează un... Vezi, poate intra în eu. Nu intru. Au intrat destul de mulți oameni în mine astăzi. Dar am reușit să evit orice accident. Vă mulțumesc din suflet pentru atenție. Sper că v-a plăcut videoclipul nostru, al meu și al soțului meu, pentru că cu ajutorul lui am filmat foarte multe cadre. Nu uitați să vă abonați canalului meu de YouTube, să dați un like și un share acestui videoclip, pentru că în felul